Vă salut din nou, așa cum am promis. Astăzi, ținând cont că Saturn iese din retrogradare, aș vrea să primim fiecare zodie, câte un mesaj de claritate. Și am adresat întrebarea, ce este nevoie să știe fiecare zodie acum? Care este mesajul pe care trebuie să-l primească? Care este lecția cu care Saturn a venit pentru fiecare zodie? Am tras câte o carte din acest set minunat cu care lucrez, Wisdom of the Oracle, pentru fiecare zodie. Și deoarece am dorit să fie astăzi altfel, voi grupa, voi face practic trei etalări pentru cele trei categorii de zodii. O etalare pentru zodiile cardinale, zodiile de acțiune, o etalare pentru zodiile fixe, zodiile mai conservatoare, zodiile mai stabile și o altă etalare pentru zodiile mutabile, zodiile flexibile. Și acum încep cu etalarea pentru zodiile cardinale. Prima carte este pentru zodia Berbec. Berbecul, pentru zodia Berbec, am primit un mesaj de protecție. După cum vedeți, cartea este întoarsă. Cartea originală este mesaj dintr-o sticlă sau mesaj de departe, cum îi spun eu. Dar ea este întoarsă, este o carte reversată. În clipa când avem această carte reversată, înseamnă că mesajul pe care îl primim ne protejează. Ne protejează, avem o protecție divină. Și este un ajutor în plus pe care îl primim. Astfel încât berbeci sau cei cu ascendent în berbeci. Este recomandat sau lecția lui Saturn pentru ei este aceea de a nu refuza să neglijeze mesajele, să neglijeze mesajele pe care le primesc. Deoarece berbecii, în general, vor ca lucrurile să se întâmple numai cum vor ei. Toate stegulețele roșii de avertizare care vă vin, mesajele, informațiile, ghidările, luați-le în considerare. Ele nu sunt simple obiecte decorative, simple mesaje care vin așa prin aer și se opresc undeva. Ele vă ajută să puteți să evitați pericolele care sunt ascunse și pe care nu le puteți vedea. Deci berbecii, persoanele cu ascendent în berbec, sunt mesajul lui Saturn este că sunt protejate, dar să fie foarte atenți la mesajele pe care le primesc. A doua zodie cardinală este zodia Rac. Pentru Rac avem o carte care se numește Insula Comorilor. Cartea aceasta pentru Rac sau pentru persoanele cu ascendent în Rac, care este mesajul de la Saturn? Mesajul este următorul. Racii, persoanele cu ascendent în Rac, au muncit din greu. Au muncit din greu pentru a ajunge aici unde sunt acum. Au reușit să descopere acea hartă din a insulei Comorilor, în care sunt indicii. O serie de indicii sunt clare. Alte indicii nu sunt atât de clare. De aceea, lecția pe care Saturn a predat-o este aceea de a fi atenți la indicii, aceea de a fi atenți la intuiția voastră. De ce? Fiindcă conectându-vă cu intuiția care vă caracterizează, puteți să faceți diferența, puteți să fiți atenți la detalii. Și această carte, mesajul final este acela că se pare că norocul vă surâde în toate aspectele vieții, numai să-i dai voie să intre și să vină. Mai mult decât atât, mai sunt două luni și nodul lor de tranzit va intra în Rac. Deci un an și jumătate racii vor beneficia de această fereastră de oportunitate care le va străbate zodia lor. Așa încât, racilor, pregătiți-vă de
accesarea insulei Comorilor. Următoarea zodie cardinală este zodia Balanță și pentru Balanță avem un alt mesaj. Tot ceea ce strălucește. Mesajul lui Saturn pentru persoanele născute în zodia Balanță sau cu ascendent în Balanță este foarte clar. Ai nevoie să vezi dincolo de superficialitate. Nu te uita după aparență, nu te uita după poleială, după ambalaj, după tot ceea ce strălucește. Poți să fii atras de o mașină frumoasă, poți să fii atras de un diamant strălucitor, de o poziție, de autoritatea unei persoane. Dar, dragi Balanțe, oare acest lucru este chiar ceea ce vă doriți voi acum? Întrebarea pe care trebuie să vă puneți este aceea: dacă dați toată poleala jos la o parte, tot ceea ce sclipește, tot ceea ce strălucește în aparență, veți mai fi atras de această situație, de această persoană? Mesajul final este acela că Balanțele trebuie să învețe să identifice măștile și să se înconjoare numai de ceea ce este autentic pentru ele. Și ultima zodie cardinală este zodia Capricornului. Și pentru zodia Capricornului, foarte interesant, avem cartea pe care am avut-o la zodia Rac. Vedeți ce frumos colaborează cele două zodii pe axă? Dar numai că de data aceasta avem un mesaj de protecție, un mesaj de atenționare pentru Capricorn. Vă dați seama, Saturn fiind guvernatorul Capricornului, este destul de strict, destul de drastic cu zodia pe care o guvernează. Și mesajul este, de fapt, Capricornii, practic trebuie să se gândească dacă cum să fie atenți la modul de a gândi. În cazul lor, un nivel de conștiință insuficient dezvoltat și o mentalitate că nimic din ceea ce fac nu le este de ajutor, nu este bună. Dragi Capricorn, vreți să vă proclamați ca o victimă a dezamăgirilor sau a acceptărilor eșuate? Vă e frică de succes deoarece odată ce ajungeți acolo aveți acea credință, acele convingeri că cineva dorește să vă submineze autoritatea? Sau poate sunteți cuprinși în această capcană a fricilor că ați putea pierde după ce ați muncit foarte, foarte mult tot ceea ce ați câștigat? Capricornii, persoanele cu ascendent în Capricorn sunt acum provocate să schimbe modul în care privesc lumea. Trebuie să se mute din acea stare de frică către o altă stare, către o stare de încredere. O stare de încredere în autoritatea lor, o stare de încredere în posibilitatea de a accesa abundența. Dragi Capricorn, persoane cu ascendent în Capricorn, aveți curajul să deschideți ușa și să accesați abundența din viața voastră. Aceasta a fost etalarea pentru cele patru zodii cardinale. Mă găsiți pe blogul meu, lumistarlight.com, pe pagina de Facebook, Lumistarlight Astrology, și aici, pe pagina de YouTube. Revin cu următoarea etalare pentru zodiile fixe. Stați pe aproape!